În decursul serii de ieri, orchestra Lăutarii Mehedințiului, condusă de dirijorul Nucu Drăghia, a încântat privirile severinenilor în grădina de vară Geo Saizescu a Palatului Culturii Teodor Costescu. Cei prezenți au aplaudat îndelung spectacolul, iar finalul a ridicat întreaga asistență în picioare. Serile de vară se fac simțite la Palatul Culturii Teodor Costescu prin muzică și voie bună. Aseară, în grădina de vară, Geo Saizescu a avut loc un cafe-concert. Un repertoriu de cafe-concert plus momente de coreografie executate de trupa de balet, Diva Dance, trupa a Palatului Culturii Teodor Costescu. Să-mi cer scuze că mă adresez dumneavoastră purtând mască, dar deoarece și noi, Palatul Culturii, dacă cerem publicului să poarte mască în grădina de vară, este și de datoria mea și o chestiune de bun simț să port și eu la rândul meu. Să fiu într-o minimă solidaritate și cu cei care ascultă acum formația Orchestra Palatului Culturii, interpretând un cafe-concert, muzică instrumentală de stradă. Orchestra Palatului Culturii este condusă de maestru dirijor Nucu Drăghia și ne încântă în fiecare miercuri seara, începând cu ora 20. Intrarea în grădina de vară este începând cu ora 19. În ordinea venirii se eliberează și tichete de loc. Intrarea este liberă. Noi ne bucurăm că putem oferi în cadrul severinului estival, în serile noastre de vară, o puțină muzică, puțină bună dispoziție. După o lungă perioadă în care tuturor ne-a lipsit acest lucru. Palatul Culturii Teodor Costescu va oferi în continuare seri artistice cu muzică frumoasă și de asemenea și seri de artă.